poziția. Definiție și caracteristici. Scurt. Partea de vorbire invariabilă este un cuvânt sau un grup de cuvinte cu rol de conector. Nu toate prepozițiile au sens. Prepozițiile nu pot apărea singure în enunț, deoarece enunțul nu ar avea logică. Prepozițiile nu au funcție sintactică. Avem prepoziții simple în limba română și prepoziții compuse. A, de, pe, la, spre, contra, dinspre, înspre, de către, de pe la. Atenție! Unele nu sunt prepoziții compuse, ci grupări de două prepoziții. O prepoziție compusă, cum este de către, se recunoaște prin faptul că elementele componente nu pot funcționa independent cu aceeași valoare. Locuțiunile prepoziționale sunt alcătuite din prepoziții și alte cuvinte, cel mai adesea substantive, care au împreună rolul unei prepoziții. Ca de pildă, din cauză de, din pricină de, față de, în loc de, în fața, în afara, în afară de, în jurul, în ciuda, în pofida, în decurs de, cât despre și multe alte. Mare atenție! Nu toate grupurile de cuvinte care au o structură asemănătoare sunt locuțiuni prepoziționale. În cazul locuțiunilor formate din prepoziție și substantiv, statutul de locuțiune se stabilește astfel. Dacă substantivul nu mai are variație de număr, adică nu poate apărea la plural, ci nu mai permite combinarea cu alte cuvinte subordonate, atunci suntem în fața unei locuțiuni. Dacă substantivul este variabil și permite apariția unor cuvinte subordonate, atunci nu putem vorbi de o locuțiune, ci de combinații între o prepoziție și un substantiv în cazul acuzativ. Am plantat un copac în centrul orașului. Am plantat câte un copac în centrele orașelor prin care am trecut? Am plantat un copac în centrul istoric al orașului. Unele grupuri de cuvinte, deși se apropie de statutul de locuțiuni prepoziționale, nu sunt considerate locuțiuni, deoarece cuvintele din componența lor își păstrează unele trăsături morfosintactice proprii. De exemplu, în grupările cât privește, în ceea ce privește, verbul a privi se poate combina cu un complement. Cazurile care impun prepoziții sunt acuzativul. Aceste prepoziții, exceptând prepoziția cu, sunt urmate de formă nearticulată, atunci când substantivul nu are cuvinte subordonate. Nearticularea substantivelor după prepoziții este o particularitate specifică a limbii române. Atenție la gruparea ca și, posibilă atunci când are valoare comparativă. Se comportă ca și părinții lui. Da? Nu e corect să spunem ca și prieten te poți baza pe el. Genitivul, cu prepoziții precum contra, împotriva, dedesubtul, deasupra, înaintea și altele. Dedesubtul, împrejurul, înaintea, care se termină în l și a, cum substantivele articulate hotărât, sunt prepoziții care se construiesc cu genitivul. Când nu au segmentele finale l și a, acestea funcționează ca adverbe de loc sau de timp. Locuiește dedesubt. Asta împrejur. Singura excepție este prepoziția deasupra, care are formă la fel atât pentru prepoziție cât și pentru adverb. Deasupra casei, prepoziție, zboară deasupra adverb. Dativul. Grație, mulțumită, datorită. Sunt urmate de dativ și cuvintele conform, contrar, potrivit, aidoma, asemenea. Acționează conform planului, adverb. Fratele meu este aidoma mie, adverb. Suntem frați aidoma, adjectiv. Pas conform planului, adjectiv. Decizie conformă planului, adjectiv.